Astăzi am pregătit pentru voi un material foarte interesant. Este vorba de o sumă de 10.000 de ron, aproape 2.000 de euro, pe care o persoană i-ar fi investit în bursă la începutul anului 2023. Iar după aceea un an mai târziu, adică spre sfârșitul anului 2023, să vedem ce randament și câți bani ar fi făcut acea persoană în acel an. Eu am ales pentru acest material 10 companii care sunt incluse în indicele BET, după cum puteți observa și voi aici. Companiile sunt următoarele. Aquila, BRD, Conpet, Sfera Francis Group, Romgaz, Nuclear Electrica, OMV Petrom, Transelectrica, Banca Transilvania și Transport Trade Service. Aici avem mai multe companii, doar că eu mi-am ales doar 10 companii în care să investesc. Am intrat pe o companie oarecare, de exemplu pe Nuclear Electrica. Și haideți să vă arăt de ce anume am nevoie. În primul rând am nevoie de dividendele din anul 2023, da? pe care le-au distribuit aceștia. Și se poate observa că avem un dividend cu un randament de 8,37%. După aceea voi avea nevoie de prețul per acțiune pentru Nuclear Electrica în prima săptămână din anul 2023. Plus pre Prețul de sfârșit de an. Pentru acest videoclip eu am făcut acest model da? și avem o investiție de 10.000 de ron, să spunem 2.000 de euro da? pentru persoane care vor și în euro și ar veni cam 10 milioane pentru fiecare companie, adică 1.000 de ron în fiecare companie de investit. Și avem aici, am notat eu, companiile, da? RomGaz, Nuclear Electrica, OEV Petrom și așa mai departe. Sunt 10 la număr. Avem prețul pe acțiune la 1 ianuarie 2023. Și se poate observa cum avem pentru diverse companii diverse prețuri. Romgaz 38, Nucleare Electrica 42,6, Banca Transilvania 17,65, da, și lista continuă. Iar în partea dreaptă, avem prețul pe acțiune la 25 a 12 a 2023. Aceste date, 25 a 12 a sau 1 ianuarie, să știți că sunt cu puțin lag, o zi, două, trei, maxim, ceva de genul, ca să știți și voi la ce mă refer. Nu sunt fix din ziua 25, sunt din ultima săptămână și se poate observa în felul următor. Pentru Romgaz am terminat anul la 11:51,2. Pentru Nuclear Electrica la 50,6%, Banca Transilvania la 25%, Sfera Frances Group la 26,7%, Transport Trade Service la 27% și lista continuă. Adică nu există vreo companie din indicele BET care să nu fi crescut. Și dacă țineți voi bine minte, anul trecut și acum 2 ani... Eu vă tot vorbeam despre aceste companii. Țineți ochii pe ele, investiți, aveți grijă când va avea loc un creșt pentru a intra mai bine în acea companie la un preț mult mai bun și la un discount, evident. După aceea vom avea așa. R per acțiune înseamnă randamentul per acțiune plus randamentul dividendului din anul 2023. Adică RomGaz a avut o apreciere per acțiune de la 1 ianuarie 2023 și până la sfârșitul anului de 33%. Plus 7,71%, am uitat eu să pun acest la care înseamnă randamentul dividendului. Iar asta înseamnă că pentru RomGaz am avut un randament de 40,7%. Același lucru am făcut și cu celelalte nouă companii. Și se poate observa, avem randamente foarte bune. Da, Romgaz 40,7, Nuclear Electrica 27, OMV Petrom 55, Banca Transilvania 46, BRD 41, Sfera Francis Group 98,6, deci avem și companii mai puternice care au crescut mai mult. Transport Trade Service 142% Aquila 81,6, Transelectrica 43,76, iar Conpet 30,6. Per total, randamentele au fost unele foarte bune dacă mă întrebați pe mine și evident după cum se poate observa probabil vă așteptați la niște randamente foarte bune și la un profit foarte mare pentru acest An, pentru anul 2023. Și încă o dată vă reamintesc fiecare poate să facă cu ce sumă dorește el acest exercițiu, doar că sunt foarte mulți oameni care doresc să investească. Și am făcut acest videoclip pentru că este începutul anului și este un an destul de important s-ar putea să avem parte și de niște scăderi dar vom avea parte și de creșteri pentru multe companii. Așa că țineți ochii pe toate companiile sau o mare parte din companiile de la bursă, companii foarte importante foarte bune și companii care au un istoric în spate. Ca un lucru pe care vreau să-l menționez înainte să trec mai departe este următorul, că nu am inclus nicio taxă în acest moment, nici taxele pe dividende, nici comisioanele când cumpărăm acțiuni, deci nu am inclus nicio taxă. Aceste calcule sunt calcule standard fără taxe. Mai departe, avem totalul. Totalul, ce înseamnă totalul? Înseamnă că suma noastră aceasta de 1000 de RON pentru fiecare companie o adunăm cu randamentul. Și dacă am avut un randament de 40,7, asta înseamnă că am avut pentru RomGaz 1407 RON. Și am făcut acest lucru pentru toate cele 10 companii. Le puteți observa aici în partea dreaptă. Acesta este totalul pentru fiecare companie în parte. Iar mai jos avem suma I egal cu suma F. Care suma I înseamnă suma inițială și suma F înseamnă suma finală. nu luați în calcul acest egal pentru că l-am pus să se vadă diferit, da? adică suma inițială într-o parte, suma finală într-o parte. Și aici avem 10.000 de RON investiția inițială pe care persoana a făcut-o la începutul anului, iar în partea dreaptă avem pe cei 16.000 de RON Suma finală pe care persoana i-ar fi făcut la sfârșitul anului 2023, și asta înseamnă, după încă un calcul foarte rapid și foarte scurt, un randament de 60% pe an pentru aceste companii. Și, încă o dată, vă reamintesc. Nu am introdus taxele. Pe acestea le puteți introduce și voi. Sunt foarte simplu de introdus, nu este nimic complicat, doar că eu nu am mai vrut să le introduc pentru că mi se pare că se vede mult mai frumos așa cum am făcut eu acum. Evident că fiecare decide pentru el dacă dorește să investească sau nu. Evident că există și riscuri ca piața să scadă. Anul trecut a fost un an foarte bun atât pentru piața bursieră cât și pentru piața din cripto și multe persoane au făcut profit. Voi decideți singuri dacă investiți sau nu. Nu ar trebui să vă luați după persoana aia sau după cealaltă persoană. Eu vă spun doar niște calcule reale pe care le puteți face și voi dacă intrați pe TradingView să vă uitați cât era prețul pentru o acțiune la orice companie. Nu contează la 1 ianuarie 2023 sau poate nu la 1 ianuarie. Poate ați fi vrut să vedeți în anul 2022 sau poate în anul 2021. Nici nu are importanță acest lucru. Doar că un lucru pe care vreau să vi-l menționez este următorul: că mă aștept să avem parte și de o scădere în piață. Pentru că la un an așa de bun s-ar putea să vedem și o, o scădere de 20-30% în viitor. Și în cazul în care, dacă va avea loc, ar fi un moment foarte bun să intrăm masiv în piață în acel moment. Foarte multe nu mai sunt de spus. Vă recomand să intrați în playlistul meu numit Investiții dacă vreți să vedeți mai multe videoclipuri legate despre foarte multe lucruri interesante. Dacă sunt persoane printre voi la început cu bursa, nu vă grăbiți să investiți. Eu zic să mai așteptați să învățați și să obțineți Informațiile pe care vi le doriți înainte să investiți pentru că așa nu veți pierde bani și nu veți lua nici decizii greșite. Dacă vă place acest tip de conținut Aș aprecia dacă ați apăsat pe butonul de like și dacă mi-ați scrie părerea voastră în comentarii. Eu sper că ce am făcut aici să fie corect. Dacă vi se pare că am greșit undeva, îmi puteți scrie în comentarii. Iar dacă vreți să fac și pentru acest an, pentru anul 2024, un material aproximativ la fel cu companiile care ar putea crește destul de bine în acest an și care să ne aducă tot așa un randament de 20-30%. Acest randament de 60% într-adevăr este un randament foarte mare, un randament foarte bun și nici eu nu m-am așteptat să obține acest randament. Și încă un lucru pe care vreau să vi-l mai menționez este următorul, nu încercați să investiți în toate companiile neauzite pentru că s-ar putea să aveți o surpriză, iar acea surpriză să fie una neplăcută pentru voi. Pe lângă asta, nu mai mi amintesc foarte bine dacă Banca Transilvania a distribuit cumva acțiuni gratuite, dacă a făcut acest lucru s-ar putea ca randamentul vostru pentru Banca Transilvania să fie unul un pic mai mare dar nu uitați că alte companii de aici fac majorări de capital, distribuie acțiuni gratuite, deci aveți foarte multe beneficii. De exemplu, aici la OMV Petrom, că nu am menționat și poate sunt persoane care nu înțeleg ce s-a întâmplat aici. OMV Petrom a distribuit anul trecut două dividende, un dividend de bază și un dividend special, iar aceste dividende împreună cu randamentul per acțiune a fost în total de 55 de lei. Acest lucru s-a întâmplat și pentru Sfera Francis Group. După cum puteți observa, am avut două dividende anul anterior pentru această companie și au mai fost companii care au distribuit două dividende anul anterior, doar că nu mai țin bine minte acum numele. Eu sper că nu am uitat nimic din ce voiam să vă spun. Cam acestea au fost lucrurile importante. Dacă mi-a scăpat ceva, puteți scrie voi în comentarii și nu-mi rămâne decât să vă salut și să vă urez o zi bună. La revedere!